Ducadan Bumbescu și Iovan s-au întâlnit la mall cu fanii veniți la un muzeu al tricourilor echipei naționale și au tras concluzia. Pe vremuri nu aveam echipamente, dar aveam fotbal. Acum este invers. Gloriile stelei au dat autografe pe biletele și pe afișul oficial al finalei de la Sevilla și au admirat tricoul schimbat de Dan Coe cu Eusebio în 69, pe cel al lui Dumitrache, pătat de sânge de la România-Finlanda din 70 și pe cel al lui Dobrin din 71 de la România-Cehoslovacia. Jucam cu lotul divizionar, care nu se pune în palmares, în El Salvador. Și la finalul meciului, portarul celor de la Salvador a venit în cabine să facem schimb de tricouri. Mie mi-a fost rușine. Era deja desfăcut al meu la tricoul lor și l-am dat. El avea o firmă și zic, mă, o venit să-l ceară înapoi pe al lui. N-a venit. Capitanul de la Sevilla speră ca și tricourile naționale de acum să ajungă să valoreze ceva într-o zi. În timp vom avea și o echipă națională. Am încredere în... O avem, dar scârție puțin. Rădoi ar trebui păstrat la națională, dar nu singur. Ar avea nevoie de ajutoare. Ar trebui și el să aibă câțiva antrenori mai cu experiență pe lângă el. Și nu-l ia pe Belotedic lângă el, să mai se sfătuiască. 1-1 fără supărare. Nimeni nu câștigă, nimeni nu pierde.